Așa cum să urcăm pe el și să intrăm înăuntru lui pentru a ucide toți inamicii. Și primul nostru headshot. Și din nou îl urmărim pe același comandant și anume Sandman. Și acum, și-am început. Și inamici, doar doi. Cum bunica a ajuns Sandman aici așa de repede, nu știu, dar nu contează. După cum puteți vedea, deja începe să se umple cu apă. Să stăm puțin să ne revină viața la loc și înainte. Încercăm să urcăm din ce în ce mai sus pentru a ne feri de apă. La nu mă așteptam. Se mai văd laserele lor și de aceea îmi dau seama de unde trag. Și încă un. Și încărcăm un flashbang, încărcăm. Intrăm după ei. Și am murit. Pentru prima dată în această misiune. Să sperăm că nu o să se mai întâmple. De data aceasta vom fi puțin mai precauți. Încercăm să nu mai murim, dar în ritmul ăsta nu va ieși bine pentru noi. Înaintăm, aruncăm flashbang și îi ciuruim. La etaj și vom exploda toată ușa din bala mare. Și aici ne dă o fază în slow motion unde putem să îi luăm foarte ușor. Chiar îmi plac aceste faze în slow motion. Dau așa o notă de interes asupra jocului. Și acum vom anula lansarea rachetelor. Și le vom redirecționa asupra flotei rusești. Adică le vom ataca cu propriile lor arme. Și acum vom pleca.